Ok, salută YouTube și bine v-am la un nou bine, amgea, sunt taxe și după cum deși în și în thumbnail. E bine, băieți, astăzi ne aflăm pe Kitro cu o balanță de 512 dolari și astăzi mai băieți o să în cutiuța Clever Boy până reușim să luăm și noi top item. Top item fiind acest skin de 50 de euro, bă, nu știu, oare să-l dăm la Joker mod cât ar fi 6 euro. Bă, o să încercăm să-l dăm la Joker mod, deci da, o să deschidem vreo 100 de cutii aproximativ. Deci, da, dacă mai vreți clipuri de nu ezitați să vă zic promo codul like, să cu 2D pentru un plus 10 de la ce depozit. Vă ajută și pe voi și mai ajută și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul. Și da, mă băieți, hai să nu stăm prea mult la vorbă, adică înainte toate aș vrea să vă mai rog dacă vreți să participați la giveaway pe care l avem acum în desfășurare cu un cuțit Urban Must Huntsman Knife, 255 de, de euro. După părerea mea, e un schimb foarte bun, având în vedere că voi depozitați doar 2 dolari, ăsta este minimul de depozit și aveți șanse să câștigați acest giveaway, cu cât depozitați mai mult, cu atât aveți mai multe șanse. Deci da, hai să mergem direct la case battle, da? Mergem la asta. De fapt nu la case battle, mai ales că spam în cutiuța asta, Clever Boy. 5 dolari, Joker mod, bam, vine cât vine, 30 de euro sau ceva de genul. Deci hai să le dăm fără fast Mode. Hai să vedem. Avem 4% șansă pentru fiecare skin. Am dat 32 de euro, am luat 11 euro înapoi. Nu este nicio problemă, băieți, pentru că, na, poate, poate reușim să luăm. Am luat multe neon în care e second top item. Ok, 45 de euro. Decent, decent. Acum noi să sperăm că o să luăm gold stuf ăsta. În caz, cu, în caz, că vă întrebați cum stă treaba cu, cu astea 400 șansă, vă întrebați de ce nu, gen, cum funcționează, de ce nu-mi dă același, skin, același gen, chiar dacă e ca dacă e 400 șansă. după, cum ne, puteți vedea, sunt aici niște etichete. Da, care pleacă de la 95.825, dacă nu mă înșel, sau câte acolo. Uh, nu, nu, 95.835 până la 100.000. Da, uh, asta e de la 91.000 până la 669. Automat aveți mai multe șanse. Până la 95.834. Dar nu aveți mai multe șanse, dar cu cât e, cu cât e mai bun skin cu atâta trebuie să aveți range mai bun. Adică să aveți tichetele astea mai, mai mari, practic, da? Deci, da, o să dăm din nou un open again, Vă-l dăm așa și un pic mai mare să vedeți și voi cum trebuie. Ne Revolution, 24 de euro. Bă, trebuie să luăm o dată, mă, gold tuf ăla, mă. Gold tuf sau gold, gold tuf, gold tuf, așa se numește. Am zis bine atunci. Ok, încă nu l-am luat și normal ca automat după ce, după ce luăm am uh, skinul respectiv o să mergem la Kids Battle și o să încercăm să, să facem mai mulți bani. 47 de euro. Bă, încă tu nu l-am luat după atâtea, după cutii deschise, deci v-am zis, depinde de norocul pe care îl aveți. În de bază este numai cu vreo 60 de euro pe minus, deci nu mare, noi mare scofală, ca zic așa. 28 de euro. Nu prea pierdem foarte mult, dar hai să vedem, uite, două gol to furele nu erau, nu erau rele. Hai să vedem, ok. De un Revolution. <coughs> Bun. Lazuri asta, nu? Sau cum se numește? Anul nu, lapis gator. Ok. Adică mai avem două sau trei ture de-astea. Dragon Fire, Build, 24 de euro. Da, suntem pe minus un pic cu vreo 200 de euro, dar nu e nicio problemă. Ok, și ultima cutiuță, cred, după acesta. Da, cam ultima. Păi nu aia mai putem, cred că da vreo două sau ceva de genul. Sau una. Ea pare nu l-am luat, dar... Hai să vedem cum se treaba. 4, 3, 2. Bun, mai putem da 2. Să vedem dacă reușim să luăm și noi cuțitul Am luat un cromatic aberej în care n au făcut bani înapoi. Avem 327 de euro. Bă, o să spăm în continuare până o să o luăm. Așa că 32 de euro. Mai avem încă 100 de cutii. Bă, înseamnă că n-am făcut ceva calcul bine. Sau? A, 10 cutii mai gen, 50 de cutii, mă. Stai un pic, când mă gândeam că o cutie îi, îi 3 euro sau... De fapt, nici eu nu știu, mă, bă, piciorul. Ați înțeles cum stă treaba. Sau 6 de euro. Avem mai mult de 50 de cutii deschis, dar eu cum le deschid 5 Mi se pare ciudat Cum văd acolo 32 de euro și da, am zis eu așa Dar nu e nicio problemă nu l-am dat, mă, cuțitul ăla, mă, adică cuțitul Glock ăla 41 de euro era ăla, n-am văzut Ok, 19 euro 12 euro Avem bani Buf Da, 148 de euro ba, am mai făcut și niște puncte Asta e un lucru bun Ok, open again Ok, încă o dată Încă o dată Doamne ajută mă băieți în ultima cutie, ești nebun la cap, bun mă bun, 68 de euro. Mamă, bă, păi și am deschis atâta ca să facem numai... A, nu-i prea bine. Hai să intrăm rapid la asta. Putem, putem, putem? Hai că am intrat. Ok. Apropo, băieți la Kidro mai au și un sistem de etichete, practic, gen alt sistem de etichete, ca zic așa, cu free battle tickets, unde uh, vă puteți înscrie și, practic, faceți mai mulți bani. Cu cât depozitați uh, mai mult, cu atâta faceți... Adică, da, cu cât depozitați mai mult, cu atât mai multe etichete faceți. După cum puteți vedea, am 23 de etichete. Deci da, vă puteți înscrie la Battle Free și cam asta e chestia. Vă îmi place foarte mult la băieții de la Kitrop că au, au, foarte multe chestii gratis, deci da, eu vă, eu vă recomand dacă vreți să depozitați, depozitați o sumă pe care vă puteți permite și să o pierdeți. Și da, să vă jucați responsabil, asta e cam cel mai, cel mai, cel mai important. 73 nu ne ajunge, 52, 52. Ce fapt nu mă. hai să mergem, mergem, we go big, vorba aia, 24, cum că 24, 159 nu ne ajunge, 34, da, timp 3 sus 3, buf, sunt unul olboț, buf. Hai să vedem, că battle nu am mai prea făcut, adică n-am făcut deloc battle gen clipul ăsta. Bun, 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 bun bunicel, bunicel, n-am făcut deja bani înapoi, asta e un lucru bun și de aici nu cred că mai au cum să-și mai revină, deci caos. Da, bă, am mai luat și 96 de euro, bun, era mai bine dacă era și factory new, dar 300 de euro, relativ ok, ne-am dublat banii, mai facem un battle tot în, acele, în același fel. Bun, bun cuțitul ăsta, bine rău de tot 400 de euro. Ultima cutie, bă, cred că am găsit bug de făcut bani, ești nebun de făcut bani. Hai că e bine, 50 cu 60, bun, bă, 700 de euro, 336, ne mai ne am mai făcut încă un pic de bani. Am ajuns înapoi la 500 de euro. În caz că s au auzit o siglă pe bună, îmi pare rău. Hai să vedem 100 de euro, bă, dacă mai luăm încă o dată ceva bun, la Tony Taiji, care e 200 de... A, noi suntem în avantaj, bun, 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 be the monster. Bun, și ultima cutie, uf, și nu au cum să-și mai revină, Asta zic mă băieți mă, bă, bă, că ținem bine, 261 de euro. Un pic de profit nu strică la nimeni, uite, 641 de euro, Bă, uite așa ne-a ridicat de la 103, 140 de euro, ne-a ridicat la 6 de euro. Mai dăm să după aia uh, modificăm un pic uh, chestiile astea. Bun, acum se în avantaj. Ultima cutia, hai să vedem. Nu cred că l-am luat, dar nu l-am luat din păcate, păi era și culmea, dar că am luat 4 battle-uri la rând, așa că o să mergem pe frumos la case battle, bam, dăm cutia asta de 174, 109, asta, 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 asta. Nu ne ajunge, bă, bă, trebuie să scot o cutie, o scot pe asta mai, mai ieftină. 484 de euro, bă, eu zic că e ok, team 3 vs 3, modul underdog. Underdog, mă, hai să vedem. Să sperăm că luăm și ne ăsta și... Ha, după aceea ne putem retrage, ca zic așa. Bun, începem bine, începem bine, începem bine. 400 de euro. Weird Uncle. Bun, am luat un cuțit și asta e foarte bine. 241 de euro. Tatăl Calm. un bă, văd că cred că a mers bine pe intuiție. Acum hai să vedem până la ultimele cutii, că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. 43 de euro, 600 de euro. Ultima cutie, pardon. Bun, am luat battle -ul. Easy, easy money, mă băieți, mă, cât să avem? Avem 700 de euro, bă. Finisor, dar se putea și mai bine, așa că o să mai facem cu un battle all-in. O să mai tot după intuiție și vedem dacă reușim să luăm și noi banii. Am și E că mai dăm încă una de asta, pe Ascendant 3 vs 3 modul acesta. Let's see. 100 de euro, după aceea ultima, ultima cutie e cea mai importantă, deci dacă luăm slab, ceea ce sper să nu, 176 de euro. Asta v-am zis, că dacă luăm slab, după aceea avem multe șanse la ultima cutie. Prin streamul ul ăla și -a ceva de 400 de euro, bă 500 de euro distanță, mai avem încă vreo 3 cutii foarte, foarte bune. Nu cred că mai ne revenim, dar noi să începem, măcar am, am experimentat cum e să, să... ...te joci. Hellfire... A, am 157, ok, bă, bă totuși 1000 de euro distanță, trebuie să ne dea ceva de vreo 1000 de euro. Bă cre Da, am luat, am luat, am luat, bă easy bă, bine rău de tot mă băieți, mă 1500 de euro și tot așa închei și în acest minunat video clip cu 1500 de euro. Dacă mai vreți clipul ce nu ezitați să vă lăsați de la Excel cu DD pentru un plus de celălalt să faceți depozit. Vă aștept și pe voi și mă ajută și pe mine și așa mai putem face clipul de genul. Și vă vă stau să și ne revedem data viitoare. Bye, bye! Pa!